De ce această legătură, într-adevăr, foarte, foarte puternică între tine și Celia Costea? Noi putem doar să bănuim și eu una am văzut-o întotdeauna pe Celia, continuatoarea a ceea ce ai făcut tu la Atena. Îți cântă chiar și repertoriul, nu? În parte, e pe cale să-ți cânte și repertoriul. O să vă povestesc cum am cunoscut-o pe doamna Marina Hrilovici. Acum câteva minute, când am ajuns cu sufletul la gură mai mult aici, la conservator, m-am adunat puțin să gândurile ca să pot spune câte ceva. Și mi-am dat seama că ne-am cunoscut acum 18 ani și m-am îngrozit. Nu pentru că ne-am cunoscut, ci pentru că a trecut atât de mult timp. Și, într-adevăr, ceea ce a spus Marina Hrilovici, că timpul și viața sunt prețioase și că trebuie să le trăim cu în frumos și bucurie, este un foarte mare adevăr. Deci ne-am cunoscut în 2001, la Atena, eu venisem proaspăt în Grecia și am avut și noroc, pentru că a fost ultima producție în noiembrie 2001 în care Marina Hrilovici a cântat un rol pe scenă, Fedora, și, bineînțeles, împreună cu soțul meu mi-am cumpărat bilet, am cumpărat și un buchet mare de flori și ne-am dus să vedem spectacolul. Și am așteptat-o la cabină și acum văd culoarul acela lung, la capătul căruia a apărut Marina, mi s-a părut o femeie de 3 metri înălțime, venea ca o regină. Îmi tremurau picioarele, cred că m-am și fost, adică cu siguranță m-am fusticit și emoționată am rugat-o să mă primească, să mă asculte și foarte dur așa mi-a spus, ce vrei, dragă, să vii să cânti la opera din Atena, aici să intră greu. Zic, nu, doamne, aș dori să studiez cu dumneavoastră, pentru că sunt și eu soprană și încerc să fac același repertor pe care dumneavoastră l-ați făcut și cred că ar fi cea mai bună oportunitate pentru mine aici în Grecia să studiez cu dumneavoastră. Mi-a dat numărul de telefon, ne-am întâlnit, cred că peste o lună, la conservatorul Maria Callas. Și acolo i-am cântat aria din Piratul de Bellini. Și am rămas mută. Așa o voce, așa o interpretare. Și n-am să uit niciodată. Și apoi, și apoi mi-a spus, mai știi ceva? Zic, da, Trubadurul. Și am cântat prima arie din Arca. Da, și atunci mi-a spus, pot să vii la lecții. Te primesc. Și așa am început să studiem împreună, să pregătim rolurile pe care eu urmam să le cânt în diferite locuri. Și de aici a pornit și prietenie, da, o frumoasă prietenie. Care mi-a dat o mare, mare, mare bucurie, pornă cu Ani și cu evoluția ei în rolul și așa mai departe, când a cântat Butterfly. A fost extraordinară și mi-a spus aceleași lucruri care le simțeam eu despre acest rol. Da. Și nu e așa? Așa e și, mă rog, am avut și ocazia de două ori, două producții, să cânt alături de fetița. Da, de scumpa, de gata. Da. Da. E un rol unic. Însă am avut și prima dată, primul ei debut la operă. Bine, a făcut și altele la mega romusitis, așa, de la opera, ai făcut Boema, ți-i bine? Da. Și am plâns, vă jur, mi cheamă anumit tot timpul, pentru că am lucrat-o foarte mult împreună și Celia cânta excepțional totul, dar nu scotea ta tot sufletul, așa, toată, era mai... interiorizat. Da. În seara aia, vai, și am plâns tot timpul, ți-i bine că avem la tele plângări, superb. Și încă ceva, Marina Hrilovici este prezentă la absolut toate producțiile pe care eu le fac la Atena. Și urlă! Da. Și urlă bravo! Dacă merit, bineînțeles. Da, așa-ți spun și așa. Da, întotdeauna este foarte sinceră și acum la această etate, să zic, și cu câțiva ani de experiență,
cu drag primesc toate sfaturile pe care mi le dă și observațiile care le face, pentru că nu întotdeauna e perfect, nu? Sperăm până la pensie! Pentru că m-am străduit de fiecare dată să fiu la nivelul tău. Și vreau să-mi spui în această seară dacă ne-am ridicat cât de cât la acest nivel. Nu m-am ridicat, m-am simțit cu o prietenă pe care o știu de mult. M-am simțit singură cu oameni super, dar cu tine, care mi-ai dat posibilitatea să arăt celor care sunt jos, cine-i Marina? O parte din ea! Mulțumesc!